1 februarie 2014 este data la care noul cod penal a intrat în vigoare, iar acest lucru implică modificări esențiale ale codului rutier, ce se află în pregătire de ceva timp. Recent intrat în vigoare, noul cod penal modifică esențial și codul rutier. De la stabilirea alcoolemiei și până la actele doveditoare ale mașinii, ale înmatriculării mașinii, mai bine zis, lucrurile sunt foarte importante de cunoscut pentru șoferi. Întrebați dacă știu în ce constau schimbările aduse viitorului cod rutier, unii dintre șoferii giurgiuveni dau dovadă de faptul că nu cunosc noile prevederi. Cunoașteți prevederile mai noi ale codului rutier? Nu, din păcate nu. Nu știu, nu sunt în temă. Eu știu dacă sunt... Sunt binevenite, adică nu știu exact, nu m-ați luat așa, nu sunt pus chiar în temă pentru nou cod. Rar se mai găsesc și conducători auto, pare să mai experimentați, care au mai aflat câte ceva despre noutățile legislative ce se pregătesc pentru apariția noului cod rutier. Cele prevăzute în vechiul cod rutier erau mai bune, adică nu e bine să te lase cu alcoolemie cât de puțină la volan încât... Reflexele nu cred că mai sunt aceleași și în ceea ce privește circulația cu o mașină nematriculată să fie iertat, iar mi se pare aiurea. Cum necunoașterea legii nu te absolvă de eventualele pedepse, este necesară studierea prevederilor codului penal, cel puțin pe secțiunea sa legată de infracțiunile comise în circulație. Apariția viitorului cod rutier va trebui să consolideze cunoștințele căpătate de șoferi spre o circulație corectă și fără surprize neplăcute. Cei care susțin în prezent examen auto sunt testați în conformitate cu prevederile codului rutier aflat în vigoare.